l-am invitat pe domnul Cristi Irimia, candidat pentru funcția de primar și consilier municipal pentru primăria Focșani. Bună seara, bine ați revenit! Bine v-am regăsit, doamnă, bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Face destul de plăcere să continuăm dialogul nostru pe marginea subiectelor de importanță, așa cum le văd eu ca și candidat independent la funcția de consilier și primar al municipiului Focșani, după cum bine ați precizat. Vreau să vă întreb cum a mers campania până acum și ce părere vă fac contra candidații dumneavoastră? Păi, ce să zic, nu fac o părere prea bună, să vă spun și de ce. E firesc de moment ce dumneavoastră sunteți numai candidat. Da, însă mai sunt câteva aspecte foarte interesante pe care le-am observat în această campanie și pe care sunt convins că le-ați remarcat și dumneavoastră. Au fost foarte multe atacuri dintr-o parte și din alta, nu s-au amenajat actorii politici pentru că e campanie și nu se amenajează niciodată, au fost critici mai mult sau mai puțin pertinente la adresa competitorilor politici sau mai bine zis competitorilor electorali, însă am remarcat că în ceea ce privește candidatura mea, și sunt convins că ați observat acest lucru, nu a existat nicio intervenție televizată, nicio declarație în ziar sau în alt loc public la adresa mea, o intervenție negativă. Dimpotrivă, aș putea să spun că sunt candidatul garantat de toate forțele politice. Și o să vă dau exemplu. Marian Oprișan a spus că sunt principalul contracandidat al primarului Decebal Baczynski. Domnul Baczynski a spus că are încredere în mine și că mă susține întotdeauna. Se referea evident la candidatura pentru Consiliul Local, pentru că la primărie sunt contracandidatul dumnealui. Ninița Punaru a spus că sunt un candidat antisistem. Vreau să dau un fel de palmă, între ghilimele, în clase politice și de aceea candidez, am argumentele mele. Domnul Băcu, de la Partidul Poporului, a spus că mi-ar da, ca și consilier, domeniile sport și cultură, pentru că aș pune ordine în ele. Când a spus domnul Băcu și când v-au spus toți pe care i-ați pomenit lucrurile în conferințe de presă, iar pe Vrancea Media... Deci există scris... Există filmat video. Deci tot ce vă spun acum este filmat și este pe vranceamedia.ro sau pe cristinelirimia.ro, site-ul meu. Acolo unde am și filmat, am și postat aceste filmări, deci totul este video, nu sunt invenții de ale mele, nu sunt declarații făcute așa în dorul lelii. Domnul Trășculescu, da? Candidatul Alianței pentru Vrancea, a spus că este convins că vreau să fac ceva util pentru Focșani și că m-am înscris în această bătălie electorală și în această competiție electorală pentru a face ceva pentru Focșani. Toate aceste declarații sunt declarații video făcute în conferințe de presă sau în alte intervenții publice. Toată lumea are o părere bună despre mine. Nimeni nu m-a criticat cu privire la modul în care eu gândesc, la modul în care acționez și, evident, la modul în care mi-am făcut datoria ca jurnalist de 15 ani, pentru că, indiferent ce spunem acum, în campanie, unii sau alții, cea mai bună dovadă privind buna credință, bunul simț, ideile și proiectele unui om, se văd în timp și în ani. Iar cariera mea de jurnalist, cred că, știu, o confirmă aceste declarații făcute de toți actorii politici, garantat de cei pe care i-am enumerat mai devreme. Asta cu garantat este o idee pe care mi-a dat-o un prieten. Nu este creația mea, dar trebuie să precizez acest lucru, că un prieten mi-a spus: Cristi, ești candidatul garantat de către toți cei care te-au lăudat într-un fel sau altul. Spuneți-mi, dintre toți cei care sunt în competiție cu dumneavoastră, că așa îmi place să spun, e o competiție ca la sport, de care aveți cel mai mult teamă? Care este cel mai puternic contracandidat al dumneavoastră? Cel mai puternic contracandidat al meu este acel om, acel focșenean, care stă acasă și nu vine la vot, care are aceleași opinii despre orașul ăsta și care nu vine să voteze, care nu își exprimă acest drept fundamental. Acela este contracandidatul meu numărul 1. Eu fiind independent, fiind venind cu un mesaj antipoliticien, nu un nume personal, să nu înțeleagă nimeni, să nu înțeleagă cineva greșit, venind cu un astfel de mesaj și având în vedere tot ceea ce s-a întâmplat în județul ăsta și în orașul ăsta în ultimii 22 de ani, cred că am tot dreptul să-mi spun părerile în acest mod. Deci eu nu am contracandidați în aceste alegeri. Eu dacă pierd sau câștig, nu contabilizez în dreptul meu absolut nimic. Pierd, câștig, negustor mă numesc, da? Nu, pierd, câștig, jurnalist mă numesc și jurnalist. om mă numesc până la urmă. Ce fac de 15 ani? Jurnalism, consilier juridic, agent de asigurări, arbitru de fotbal, pentru că am activat și activez în mai multe domenii. Niciodată nu m-am rezumat la o singură slujbă, să zic așa, pentru că
puțin muncești, puțin ai. Mult muncești, mult ai. Evident, în anumite limite. Ce bine limite. Ar fi să fie așa, mult muncești, mult ai. Nu prea e așa, domnule. Da, și aici m-aș lega aici, dacă am făcut legătura fără să vreau, de o declarație a contracandidatului meu, Alin Trășculescu, tot la dumneavoastră în emisiune. A spus acum câteva zile, chiar am urmărit, că are un câștigă cât un om normal. Asta a fost declarația dumnealui. L-ați întrebat la care avere și a spus că câștigă un om normal în România. Ce înseamnă câștigul unui om normal în România? Știm că salariul minim este de 700 de lei brut, adică 500 de lei net. Știm că salariul mediu este de undeva la 1400 de lei. Și m-am uitat și eu pe declarația de avere a domnului Trășculescu să văd cât câștigă. A spus că el câștigă ca un om normal. Și am constatat că salariul lui lunar este de 53 de milioane de lei vechi. Dar este parlamentar, domnule. Nu contest acest este lucru. Este deputat. Da. De acord. Dar el a spus că în momentul de față câștigă cât un om normal. Un om normal în România câștigă 53 de milioane de lei vechi cât câștigă domnul Trășculescu? Nu cred. Un om normal care tot în emisiunea dumneavoastră a spus că s-a împotmolit pe o stradă în Focșani. De acord, străzile nu arată bine, dar parcă nici să te împotmolești cu o mașină de genul ăsta, nu cred că poți. Asta e mașina domnului Trășculescu, e publicată pe în declarație de avere. Nu și-a luat și eu o mașină, care nu contează lucrul ăsta, eu mă refer la altceva. Ipocrizia unor oameni care fac declarații doar pentru a da bine. Nu poți să spui că... Nu dați nume de firme, știți că nu e voie, știți că sunteți jurnalist, dar sunt jurnalist de televiziune, da? Comit și eu greșeli, nu sunt perfect, nimeni nu e perfect. Da. Deci nu poți să spui că ai o mașină 4x4 și rămâi împotmolit în străzile din Focșani. Asta e părerea mea. Aici tot am scos declarația de avere a domnului Trășculescu de pe site-ul integritate.eu, unde se poate observa, nu cred că poate capta camera pentru că este scris foarte mic, dar se poate verifica pe site. Și e o declarație publică. Acolo? Venitul anual al domnului Trășculescu în 2011, 63 de milioane 634 de mii de lei. Asta înseamnă 53 de milioane lei vechi lunar. Mare și soția o sumă respectabilă, se ajunge undeva la 100 de milioane pe lună. Dacă domnul Trășculescu ne spune că el câștigă cât un om normal, și în condiții în care veniturile familiei sunt de aproape 100 de milioane de lei lunar, iar salariul minim pe economie este 500 de lei net, atunci scuzați-mă, eu nu cred în astfel de politicieni și în mesajele lor, indiferent care ar fi acelea. Ca să nu mai spun că și-a ascuns din declarația făcută de pe site-ul propriu, din CV-ul dumnealui lipsesc multe lucruri, mă rog. Lucruri? Aveți dumneavoastră dovezi că lipsesc? Da, niște lucruri care nu sunt, nu mă înțelegeți greșit, nu sunt de natură penală. Însă îți dai seama de caracterul unui om până la urmă. Și a ascuns faptul că este născut la Odobești, cum și domnul Bacinski este născut la Mărășești. Probabil că... Dar domnul Bacinski a spus omul, știe toată lumea din Mărășești. Doar am precizat, spus că și domnul Bacinski ar fi ascuns. S-a ascuns în spatele Alianței pentru Vrancea, domnul Trășculescu. Nu mai candidează ca și pedelist. S-a ascuns în spatele culorii verzi-maronii, nu în spatele culorii portocalii, care a fost, știm cu toții, culoarea PDL-ului. De ce trebuie să te ascunzi în spatele unui lucru? De ce nu ți-asumi ceea ce ai făcut în cei 4 ani? Păi ce să se asume omul că s-a născut la Odobești? Care e problema că s-a născut la Odobești? Păi nu, dacă îmi scrii în CV acolo și dai toate datele... Dar n-a scris în CV că e născut la Odobești? Nu, n-a scris. Acest lucru nu l-a punctat. Eu ca jurnalist îmi dau seama când un politician încearcă să ascundă niște lucruri. Dar ce e de ascuns că te-ai născut la Odobești? Ce vi se pare? Păi nu dă bine. Vă spun că nu dă bine în ochii... Lumea este... Are unde scrie că s-a născut? La Bruxelles? La nu Londra? Nu scrie nicăieri. Asta ascunde. Nu spune că am fost portocaliu, acum sunt verde. Nu spune că de fapt câștig 53 de milioane de lei și mi se pare un câștig normal. Spune că el câștigă cât un om normal. Nu, un om normal în România, din păcate, normalitatea a devenit anormalitate. S-a gândit probabil că, fiind parlamentar, câștigă cât un parlamentar normal, nu? Și de ce a plecat atunci la București, 4 ani de zile, de ce după ce a devenit parlamentar, a plecat la București. A primit de la Consiliul Local Focșani apartament ANL în sud, a plecat la București în 2008 și a venit acum în 2012. În 4 ani l-am văzut foarte rar. Ieri a făcut un scandal monstru în Consiliul Local, susținând că primăria încearcă să elice abuziv meșurile de pe blocuri. Corect, de acord. Dacă ar fi luptat în ăștia 4 ani, așa cum s-a luptat ieri pentru campania lui electorală în Consiliul Local, jos pălăria. Însă cu o floare nu se face primăvară, mai ales când ai un interes evident legat de campania electorală.
trebuie să fii la fel de acid și la fel de punctual de fiecare dacă dată. Dacă omul avea dreptate, cum afișele alea, de d'acord, ce să... avea dreptate. Dar eu vă întreb altceva și întreb altceva pe telespectatori. De ce nu vedem astfel de atitudini din partea politicienilor și în cei 4 ani de mandat? Numai când au interes, numai din 4 în 4 ani ne facem vizibili. Ei sunt lucruri pe care eu ca jurnalist le-am observat și nu trebuie neapărat să fii jurnalist ca să poți să observi că unii politicieni apelează la astfel de tertipuri pentru a-și mediatiza imaginea. Este punctul meu de vedere și mi-l mențin. În principiu n-am nimic nici cu faptul că și-a luat familia la București. Familia lui era de fapt... din București, soția lui e bucureșteancă. Ce putea să facă bietul om? Spune și dumneavoastră. Da. Dacă era și îndrăgostit, lulea probabil. Bun. E băiat tânăr. De acord. Și a mutat, a rămas la București mai mult. A venit foarte rar în Vrancea. Până la urmă, e președinte, este președintele PDL Vrancea. A făcut niște promisiuni vrâncenilor. Într-un astfel de context, e și președinte de partid. Eu nu l-am auzit să dea declarații despre o audiență pe care a primit-o în 4 ani. Doamna Florențiu, președintele de partid al principalei formațiuni de opoziție acum și... vecii vecilor? Nu, a fost la putere atâția ani, nu am auzit să iasă cu o declarație, a venit X în audiență și mi-a spus lucrul ăsta, în 4 ani de zile. N-a prea fost văzut în Focșani. Dintr-o dată vrea să devină primar al Focșanului. Ok, e un drept constituțional, dar dați-mi voie să nu cred în astfel de politicieni. Asta că m-ați întrebat ce părere am despre contracandidați. Despre Baczynski am tot spus în primele 2 ediții, am spus acum și de domnul Trășculescu. Ceilalți contracandidați, n-aș face prea multe referiri la dumnealor, dintr-un motiv foarte simplu. Nu-i cunosc atât de bine, nu le-am studiat CV-urile cu atenție, pentru că abia au apărut în peisajul public, să zic așa, în politica locală și e greu să faci aprecieri la adresa unor oameni pe care nu-i cunoști. Dacă nu-i cunosc și nu pot să spun despre ei nimic, nici de rău, nici de bine. Îi apreciez că s-au implicat și că vor să candideze și că mesajele lor sunt de bun simț de multe ori. Pentru că le-am văzut mesajele, sunt de bun simț, chiar le-am apreciat. Însă, repet, nu pot să vorbesc despre oamenii respectivi, ci doar despre cei pe care i-am cunoscut în ultimii ani ca jurnalist. Și mai este un mare dezavantaj pentru aceste alegeri locale. Din păcate, am mai spus-o, primarul se alege din primul tur, astfel încât cine are cele mai multe voturi în primul tur este primar, nu mai avem turul 2. Așa că le-aș recomanda din nou focșănenilor să nu și irosească votul pe candidați care nu au nicio șansă. Le explicați-ne cum adică să și irosească, că mulți nu înțeleg lucrul ăsta. Da, adică în momentul în care te duci la vot și știi dinainte, simți tu că acel candidat nu are absolut nicio șansă să câștige alegerile, ți-ai irosit votul, pentru că nu există turul 2. Despre asta e problema. Este sfatul meu pe care pot să-l dau. Și am mai auzit pe mulți că nu mă duc la vot. Iarăși îți irosești un vot care poate fi manipulat, nu? Până la urmă. Da, da, sunt destule, să zic așa, tertipuri la care poate, pot apela. Poate nu, dar așa spun unii. Poate nu. Eu cred că o să fie o campanie corectă, cinstită și cei din secția de votare se vor purta onorabil. Nu? Campania, da, în mare poate e cinstită și corectă, dar votul, e problemă cu votul. Nu pot să fac afirmații pe care nu le pot demonstra, știți? Da, până la urmă v-am spus și părerea mea despre politicieni, v-am spus ce cred eu, că oamenii ar trebui să voteze cu cine are cele mai multe șanse să-l învingă pe domnul Baczynski, actualul primar, am spus-o și o repet, este favorit. Și în aceste condiții, ce pot să le spun? Să mă caute pe ultima pagină a buletinului de vot. M-au pus pe ultima pagină pe buletinul de vot. Să mă duceți, vă rog frumos, dumneavoastră, stimați focșeneni, ori în fruntea primăriei, ori în Consiliul Local, pentru că eu consider că avem nevoie de un consilier independent la Focșani în Consiliul Local. Nu cred că strică nimănui, indiferent de oraș, ca din 21 sau 17 sau 19, de la caz la caz, de consilieri, să existe și un independent care nu va asculta ordinele partidelor. Eu vorbesc ca principiu, că așa se poate întâmpla orice. Nu contest lucrul ăsta în idee, dar în esență. Însă vorbim de bună credință, vorbim de ce reprezintă oamenii care candidează pentru societate și pentru comunitatea lor în ultimii ani și despre asta este vorba până la urmă. Și legea electorală nu este corectă. De ce? De ce candidații independenți nu sunt băgați în aceeași urnă la tragere la sos pentru a fi puși pe buletinele de vot? Mai întâi se extrag partidele politice, apoi alianțele și candidații independenți pe buletinele de vot îi veți găsi, dragi focșeneni, mereu pe ultima pagină. De ce această discriminare?
Cine a stabilit? Puteau fi toți pus pe singură pagină? Nu, nu, dar se trage la poziția pe pagina 1, pagina 2, 3, 4, 5. Dacă s-a tras la sorți, așa se și... Nu, nu, noi nu intrăm la tragerea la sorți independenței. Despre asta e vorba. Nu-i corectă legea, noi nu intrăm. După ce se trag la sorți candidații partidelor și alianțelor, independenții vin automat la coadă. Asta e legea. De ce un independent e considerat mai slab pregătit sau compatibil sau eu mai știu cum de legiuitor care a făcut... Pe mine? Nu, e o întrebare retorică. Eu nu știu să vă răspund. Adică aș ști eu, dar nu răspund la provocări. E simplu, partidele și-au făcut întotdeauna jocurile, au încercat să pună stăpânire pe tot ce mișcă în țara asta, e o realitate pe care toată lumea o cunoaște, însă din păcate foarte puțin se implică. Ei, acesta e punctul dumneavoastră de vedere, da. Domnul Irimia. Haideți să vorbim și de problemele din Focșani. Haideți să vorbim despre problemele din Focșani, că așa ne luăm cu vorba da, prea și mult. Ca să fac trecerea mai simpatică, să zic așa, dacă îmi permite să folosesc această exprimare, o să citez câteva versuri din cele spuse de consilierul Gheorghe Stan ieri în ședința de consiliu local. Știți că am spus eu aici că acele sculpturi din intersecție au costat 27 de miliarde lei vechi. Cele trei sculpturi pe care le vedem în geratorile din Focșani. Unul dintre consilierii care a considerat că 600.000 de euro este o sumă prea mare pentru acele sculpturi a fost Gheorghe Stan. O să vă spun ce a spus ieri, ce a zis ieri în plină ședință de consiliu local vis-a-vis de aceste sculpturi. Și e o critică. Sub geam mi-ați pus o operă de artă, de o valoare ce nu pot să spun. Ea nu diferă de stâlpul de la poartă, ori eu nu înțeleg, ori sculptorul e nebun. A fost modul dumnealui de a protesta față de faptul că s-au cheltuit de la bugetul public al municipiului Focșani 27 de miliarde de lei vechi pentru acele sculpturi. Înseamnă că acest domn nu are înțelegere pentru artă, nu? Nu, nici eu n-am, că dacă și eu susțin aceeași teorie ca dumnealui, nici eu n-aș avea, nu? Dar am mai discutat în această emisiune. Am spus că există sculpturi de milioane de euro, până la urmă, și care sunt așa de micuțe. De acord, depinde. Însă trebuie să ne raportăm la bugetul Focșanului. Punct, din punctul meu de vedere. Bun. Ce aș face dacă aș ajunge primar? Primul lucru pe care l-aș face ar fi să convoc toți factorii de răspundere, să vedem ce se întâmplă cu acele zone din Focșani, unde apar mereu străzi inundate la o ploaie mai puternică. Avem cel mai bun exemplu, ieri, alaltăieri, a plouat în Focșani foarte mult, 5 străzi din obor au fost inundate total. Străzi, unele din ele, reabilitate deja, cu canalizarea făcută. Nu e normal într-un oraș, într-un municipiu reședință de județ, să avem străzi inundate până la... genunchi aproape, poate chiar mai bine. Am postat pe vranciamedia.ro. Ați fost dumneavoastră și ați văzut? Da, am filmat și am pus pe vranciamedia.ro imagini cum, din obor, cum arătau străzile și cum treceau mașinile pe acolo. Este îngrozitor. Bun, despre o nouă viziune de a administra banul public am mai vorbit și vreau să-l administrăm conform necesităților, nu conform intereselor firmelor de partid. Să modernizezi un parc nu aduce la fel de mult profit pentru o firmă ca și cum ai pune betoane pe stradă. E logic. Dar vreau să aflu și eu un răspuns la această problemă. De ce nu se fac parcuri în Focșani? E așa de greu să găsim... Păi avem grădina publică, avem parcul Bălcescu. Întrebările pe care eu mi le pun și vi le pun retoric dumneavoastră nu sunt doar întrebările mele. Eu stau de vorbă cu oamenii, de 15 ani fac lucrul ăsta și sunt vocea lor, practic. Oamenii sunt nemulțumiți pentru că există foarte puține parcuri în Focșani. Nu există niciun parc în sud. Zona de sud a Focșanului, care are foarte mulți locuitori, deci ca număr, cred că acest cartier sudul este cel mai mare din Focșani, nu are niciun singur parc. Chiar e atât de greu pentru municipalitate să identifice o zonă, să planteze niște copăcei, să pună gazon și niște bănci. Nu asta sunt parcuri, parc. Dar sunt baruri, sunt cluburi, sunt... Nu, ce ne mai trebuie nouă parcuri? S-au tăiat copaci în Focșani foarte mult. Un supermarket, nu mai dau numele acum, fac mea culpa pentru momentul de la începutul emisiunii, cu firma respectivă, a tăiat în zona autogării Focșani aproape 60 de copaci, dintre care vreo 15-20 erau arbori ornamentali, gen castani, tei. A explicat domnul Vacinski cu acordul cui a tăiat acești pomi și de ce a tăiat. Acordul este o procedură.
Dar erau vechi, erau nu toți, bătrâni, erau nu toți, nu în, toți. În pericol să cadă, așa a spus domnul Baczynski. Nu e adevărat. Acel dezvoltator a dorit să facă o afacere acolo și evident că era împiedicat de copaci, că trebuia să facă parcare la supermarket și așa mai departe. Acel dezvoltator da, a promis... Da, acolo era autogara, ce pe vremea lua autogara... Spun între ghilimele, stimați telespectatori, erau alți pomi acolo când era autogara făcută? Tot la fel, betoane și tampoane, bun, crampoane. Bun, dar măcar erau acei pomi care mai luau din poluarea de acolo. Da? Mai merg, erau pomi acolo? Sigur că da, erau de jur împrejurul autogării. În fine, acel dezvoltator a promis, nu că a promis, s-a angajat prin contract să planteze alți pomi în Focșani și acolo în zonă și în Focșani. Și n-a plantat? Nu a plantat. Nimic, după cum a promis. Păi o să-l sancționeze domnul Baczynski, fiți sigur de lucrul ăsta. Păi nu știu, că în Focșani se tot taie, de atâția ani se taie, se toarnă betoane și nu avem parcuri destule, nu avem, și parcurile pe care le avem nu sunt foarte îngrijite. În parcul Schumann, dacă vă duceți să vedeți băncile de acolo, vă îngroziți. Nu poți să stai ca omul normal și mămicile mi-au spus foarte clar lucrul ăsta și copiii și părinții se agață în băncile alea, în fiarele alea. Chiar e atât de greu să schimbăm 30 de bănci într-un parc? Dar și la câți bani s-au aruncat pe alte proiecte? Povestea este că și noi, românii, prin natura noastră, avem o plăcere să distrugem tot ce este public. Mă uit cum se urcă cu picioarele pe bănci, cum rup florile, cum calcă pe iarbă, cum aruncă mucuri de țigări lângă bănci. Încă avem suntem un popor. De acord. Da. Avem și oameni de acest gen. Nu contest lucrul ăsta. Dar de ce mai există atunci poliția comunitară? Poliția municipală, jandarmeria. De ce mai există inspectori din primărie care, într-un fel sau altul, trebuie să vegheze la o serie de probleme din orașul ăsta? Că tot am... mai am niște fotografii aici. Păi da, eu, în general, argumentez tot ceea ce afirm. Nu e normal, într-un municipiu reședință de județ, de 100.000 de locuitori, transportul crengilor al frunzelor să se facă cu tractoare și cu remorci de pe vremea... Păi dacă de astea Ceaușescu. Dar chiar nu găsim niște mașini elegante să nu mai agațe autoturismele prin parcare să le facă pagube, cum am mai auzit că s-a de întâmplat. De unde să găsim mașinile elegante? Păi dacă dăm 600.000 de euro pe 3 sculpturi, nu găsim 20.000 de euro să cumpărăm o mașină elegantă? Asta o să faceți dumneavoastră când o să fiți primar, o să cumpărați o mașină elegantă? Vedeți că tot ce spuneți acum rămâne. Eu spun altceva, spun că voi administra banul public în mod responsabil și că nu voi da 600.000 de euro pe 3 sculpturi niciodată. Păi de acum gata, sculpturile au rămas, niciodată. Sunt în timp și mai degrabă de banii aia iau 10.000 de biciclete. Păi de banii aia nu mai puteți lua nimic, că sculpturile s-au făcut. Am zis mai degrabă, că bani la buget vor fi întotdeauna, mai mult sau mai puțin. Mai degrabă, din banii aia, iau 10.000 de biciclete și le dau cadou focșănenilor să ca să vă voteze. Nu, după ce voi fi ales, evident. Să se plimbe cu bicicleta, pentru că înseamnă și sănătate, înseamnă poluare mai mică a mediului, să mai lase mașina acasă și să ia bicicleta. Asta aș face, așa văd eu, aceasta e una din ideile mele cu privire la protecția mediului. Nu mai avem piste de biciclete în Focșani, s-au făcut la un moment dat, s-au anulat. Un biciclist, dacă vrea să se plimbe în Focșani, nu are pe unde și iar dacă face pe stradă, riscă să fie lovit de o mașină. Eu înțeleg că străzile sunt înguste față de cum au fost proiectate ele acum 30-40 de ani și că numărul mașinilor s-a înmulțit. Dar nu am găsit nicio idee, nicio soluție, n-am văzut nicio propunere din partea administrației publice locale cu privire la aceste aspecte. Noi ce facem? Doar facem împrumuturi de 25 de milioane de lei cu care reparăm străzi, investim? Asta a făcut domnul primar în ultimii 4 ani cel puțin. A făcut un împrumut de 25 de milioane de lei prin votul consilierilor locali și cu banii aceia a refăcut bulevardele și alte străzi. Cele mai multe sunt 363 de străzi în Focșani. Au fost reabilitate, cred, 60. 300 de străzi sunt în aer, să folosesc un termen mai puțin academic. E foarte simplu să faci un împrumut și să începi să repari niște străzi. Eu vreau un primar, mi-aș dori ca focșănean să am un primar cu inițiativă, cu idei, original, care să-mi aducă și altceva atunci când, și altceva nou în orașul ăsta, să mă atragă, să stau în el, să-mi chem un prieten, să avem un turist care să intre. Când intri în Focșani, poarta de intrare într-un oraș este esențială. Dacă dinspre București, când intri în Focșani, să zicem că drumul e ok, e în regulă, se poate intra foarte bine, intrările dinspre Bacău, Brăila, Galați, Odobești
Sunt intrări groaznice. Ai cartea de vizită? A explicat domnul Bacinski, a spus că din lipsă de bani, că acest lucru îi l-a reproșat și domnul Trășculescu, că din lipsă de bani totdeauna a tăiat de pe listă aceste porți pe care a vrut mereu să le reabiliteze, dar nu i-au mai ajuns banii. Bun, și atunci ce facem cu zecile de miliarde aruncate la festivaluri? Deci pentru evenimente care țin o zi, două, trei. Ce alea facem? Nu le organizează domnul Bacinski. A dat și domnul Bacinski bani, nu doar Consiliul Județean. Dar se pare că la aceste petreceri, cum l-ați spus dumneavoastră, sau festivaluri, se și câștigă bani. Pentru că acolo se vând mici, se vinde bere, se vând obiecte, nu știu de care, bani care rămân la noi în județ. Sunteți sigură că s-au emis facturi, chitanță și bonuri pentru produsele acolo? Eu cred că cei care au venit să facă afaceri la aceste festivaluri și foarte mulți din afara județului au făcut evaziune fiscală și foarte puțini bani au ajuns la bugetul local. Asta, aștept și un raport din partea primăriei să spună, în urma festivalului, primăria s-a ales cu veniturile acestea. Ați văzut un astfel de raport? Eu n-am văzut. Poate că există, dar n-am... Păi să fie făcut public, să arate... Dumneavoastră sunteți jurnalist de investigație. Ați cerut vreodată până acum lucrurile astea? Am cerut, am făcut mai multe cereri pentru a solicita detalii despre cheltuirea banului public și nu numai. Și vreau să spun că din acest punct de vedere... Legea 544/2001, care vizează informațiile de interes public, este interpretată total greșit de cei din primărie și răspunsurile sunt de fiecare dată prin ocolire. De aceea sunt nevoit să apelez la instanță și voi face lucrul ăsta, am și făcut de altfel până acum 3 acțiuni în instanță, prin care voi solicita administrații publice locale să-și facă datorii atât în ceea ce privește administrarea banului public, informațiile de interes public, cât și tot ceea ce ține de abuzul în serviciu, adică face sau nu face ceva contra intereselor persoanelor. Este viziunea mea și cred că avem foarte multe de făcut la acest capitol. Spuneți-mi, vă rog, despre... Că ține de transparență publică, până la urmă, să faci publice cheltuielile, veniturile și să le faci în mod corect și nu să spui la modul general, la capitolul respectiv am cheltuit atâția bani. Nu, acel capitol ce conține exact? Ca să vezi câți bani s-au dus pe paranghiile electorale, câți bani s-au dus la firmele de partid, cu ghilimele de rigoare, că o să spună CNA-ul sau eu știu că nu avem probe, da? Câtă vreme n-am dat nume, sunt încă în grafic, să zic așa. Spuneți-mi, de unde ți-a avut bani de campanie, domnule Cristi Liniaca? Asta n-am discutat-o. Este foarte simplu. Am un ziar, Vrancea Media, da? Prin acest ziar îmi mediatizez campania într-un mod mai mult decât rezonabil. Am cont de Facebook. Ce cadouri ați dat votanților dumneavoastră? Niciun cadou. Niciun cadou, niciun pic, niciun stilou? 10 tricouri inscripționate Cristi Irmia, consilier local independent sau primar independent. Dar mie nu mi-a dat niciun tricou și sunt și eu alegătoare. Și fiicei mele i-am făcut... Nu răspundeți, nu? De ce nu mi-a dat niciun tricou? Sunt terminit de i-am făcut fiicei mele un tricou, pe spate scrie așa, îl susțin pe tati. Cristi Irmia, un primar independent. Astea sunt cadourile, 10 tricouri. N-am avut bani să-mi fac mai multe tricouri inscripționate. Deci îmi mediatizez acțiunile prin bannere, afișe, fluturași. Totul este... Noi suntem obligați să declarăm aceste cheltuieli la autoritatea electorală și permanentă. Și bannerele de unde ați avut bani să le faceți? Banii personali. Banii personali. Sigur că da, da. Nu am N-ați avut nicio sponsorizare, dar în nume de afaceri, nu vă zic. N-aveți pe nimeni în spate care să vă susțină? Nu, am persoane fizice care m-au ajutat să strâng semnături, să duc un material dintr-un loc în altul, adică muncă de voluntariat, să spun așa. Dar prin Vrancea Media, prin Facebook, prin tricouri, bannere și afișe, care toate sunt cu chitanță, cu factură și toate vor fi predate la Galați, la Autoritatea Electorală Permanentă, care are un birou regional la Galați, deci totul este public și toate aceste cheltuieli vor fi declarate în termen de 15 zile după terminarea alegerilor. Indiferent dacă câștigăm alegerile sau nu le câștigăm, dacă suntem deci aleși sau nu suntem. Legea, da? Da, și suntem obligați să o respectăm și o vom respecta. Deci totul este public, toate cheltuielile sunt publice și recunosc că având un ziar și mediatizând un candidatura pe Vrancea Media, loc unde am dat posibilitatea tuturor competitorilor politici să se exprime, și contul de Facebook, vreo 2000 de prieteni, fiecare are la rândul lui alt prieten și așa mi-am făcut campanie. Vă doresc succes, la revedere, stimați telespectatori!